plec la pescuit, merg la Chișinău, vreau să susțin votul mixt. Acestea au fost răspunsurile unor bălțeni mobilizați joi, dis de dimineață, să participe la mitingul de susținere a votului mixt din fața Parlamentului, care urmează să fie votat pe 20 iulie în legislativ de deputații PSRM și PDM. Oamenii care au urcat în autocare au recunoscut că sunt angajați la întreprinderile de stat precum CET Nord și Red Nord. Printre ei au fost șefii lor și activiștii formațiunii PDM, care s-au arătat extrem de agresiv cu reporterul BTV. Dar de ce ați mobilizat dumneavoastră angajații CET Nord? Da, și știi pe dânsă? Păi sigur că da. Da, păi, hai. Între ei au recunoscut că lucrează la CET Nord. Spune în sine. Păi nu vă spun, că păi sunt înregistrați. Da, da, și sănătoși. Și să ne tot. A voștri din noapte de-am stăteu acolo, așa că nu bate capul, păi, du-te, păi departe. Dar știți care sunt avantajele votului mixt? Da. Care sunt? Dar eu n-am de voie să vorbesc cu tine deloc. Eu ți-am spus de 100 de ori că personal, pe tine, te socot, jurnalist, zero. Da. Gata, okay, sănătate. Bine. Atunci explicați-mi... Gata, gata vorba, păi, gata vorba, păi, ți-am zis. Păi, păi explicați-mi, lăsați-mi... Gata-i vorba, sunteți... gata. Păi, gata. Filmați, de ce puneți mâna? Păi că ești un porc, ți-am spus că nu vreau să discut cu tine. Gata, s-a terminat vorba. Că ți-am spus cine ești. Куда едем? Едем? Да. На рыбалку. На рыбалку в Кишинев? Да. Не, а почему в Кишинев? А чего вы взяли, что в Кишинев? А куда едете на рыбалку? На рыбалку? В Олежце. В Олежце? Да. Через Кишинев или как? Не, ну почему через Кишинев? Я не даю интервью. Куда мерчите? Я мерга ла примларе. Ла примларе. Мерга ла Кишинев. Мерга ла протест. Мерчите сустенец бату микс? Да, десигур. Вряу аста, аж ма дук. Май сон тен. Da, astăzi am liber, așa am hotărât. Dumneavoastră la fel? La fel, nu. Susțineți votul mixt? Da. Știți că astăzi va fi votat? Da, știu. Dar care sunt avantajele votului mixt? Și ce n-aș vrea să dau un comentariu careva la asta? Столицу? Что делать в столице? А что делать? Что делать? Поддержать? Что поддержать? Страну. Ce susțineți? Dumneavoastră vorbiți să da, da. Și mergeți să susțineți dumneavoastră? Ținem țara, să ridicăm țara din, din greutăți. Держать смешанную систему? Конечно. Но в чем она выгодна для вас, допустим, как для гражданина республики? Ну, думаю, что что-то будет меняться в лучшую сторону. Именно. Да будет что-то работать, будет что-то производиться, будет что-то улучшаться. Ну, а для... Пенсионеры пенсию будут получать. Ну, от этого зависит, допустим. И если больше будет предприятий работать, наверное, будут и какие-то отчисления для пенсионеров. А вы где работаете? А? Вы где работаете, если вы, для вас это важно? Если это для вас важно, что пенсии... На предприятии работаю. На государственном предприятии? На государственном предприятии, конечно. В Реднорде. După ce miercuri partidele de opoziție au anunțat că va fi organizat un protest pașnic care să împiedice votarea proiectului de lege privind votul mixt, în fața Parlamentului au fost instalate garduri și mobilizați angajați ai diferitor structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. La fel, în seara zilei de miercuri a fost organizat un protest în fața Parlamentului Republicii Moldova, în urma căruia au fost reținuți doi activiști ai partidului nostru. Este vorba despre Sergiu Tomșa și Stanislav Vlasov. Я ничего не делал, я был в палатке. Я залез в палатку и все, и просто сидел. Да не проблема, не беги, не проблема. Pe data de 5 mai, deputații PD, PSRM și cei din grupul Leancă au adoptat în prima lectură trecerea la sistemul mixt de vot, fapt care a determinat Parlamentul European să amâne acordarea sprijinului macroeconomic de 100 de milioane de euro. Totodată, în semn de protest, un șir de organizații non-guvernamentale au desfășurat mai multe proteste în fața legislativului.